În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, Domnul Tău, și vine prin viața moștenirea Ta. Miluință bine pe cușoșilor creștini, asupra celui prostit din dăduiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Preunește de-a Biserii Părinții Bisericioși, iată că după 3 săptămâni de post, am ajuns și în această duminică a treia, care este jumătățirea postului, la mijlocul postului, care este duminica Înălțării Sfintei Cruci, sau duminica numită duminica Sfintei Cruci. Cele ce Sfintă sunt acum ce pentru noi, acum la Sfântarea Postului. Mai întâi noi să știm că cele de 4 săptămâni ne-am pregătit pentru post, dar am avut duminici și pregătitoare pentru post. Prima duminică din post, duminica Ortodoxiei, este duminica Voierii. A fi ortodox, a crede ortodox, a înțelege ortodox, a predica ortodox, a trăi ortodox, înseamnă a trăi, a înțelege și a vorbi smerite. Ortodoxia înseamnă firea pe care i-a dat-o Dumnezeu omului. Omul nu poate să fie altfel decât așa cum l-a făcut Dumnezeu. Și orice trăire altfel decât a lăsat Dumnezeu, orice înțelegere altfel de înțelegere decât aceea care i-a dat Dumnezeu, este o înțelegere greșită. Este o trăire greșită, este o viață greșită și este o cântare greșită. De aceea nu există mântuire decât în ortodoxie. Și noi nu putem să trăim mântuirea noastră, să știți, dacă nu primim de la Dumnezeu cuvântul revelat așa cum l-a dat Dumnezeu și dacă nu primim mod de viață pe care l-a avut Fiul Dumnezeu pe Pământ. Deci aceasta este ortodoxia. De aceea ortodoxia a fost trăită de Fiul Dumnezeu pe Pământ. Apoi a fost trăită de Sfinți Apostoli, care au trăit de milioane de patini, de ucenici, de rar, și de toți Sfinți Părinți, de-a lungul milor de ani. Și apoi, timp de 7 secole, când au avut erezii la nivel teoretic, ca un scurt, s-au amânat sinoade Sfinții Părinți și șapte sinoade au stabilit ortodoxia, care i-a dăvânt, așa cum au spus noi până astăzi în figurul de credință, cum trăim noi liturgia, cum trăim spovedanie, cum trăim împărtășania, cum trăim Evanghelia, cum trăim voia lui Dumnezeu revelată în biserică. Deci, fără ortodoxie nu există mântuire. Deci, mântuirea există numai în ortodoxie, că numai în ortodoxie este smerenie. Și numai smerenie există mântuirea, iubirea de sine și primirea, acceptarea voii lui Dumnezeu. Și apoi, când și-a pus această devenire a ortodoxiei, vedeți că s-a dat duminica Doamne post, duminica cu care și nu e încetat. Domnul Iisus Hristos, când a venit pe Pământ, a fost singurul și primul care a primit această poruncă de a te ruga din cetate, alături de mai mult, care și a El s-a rugat din cetate acolo. Nu a fost nici o secundă sau o fracțiune de secundă în care Domnul Iisus Hristos să nu aibă rugăciune în inima și legătura cu Tatăl. Fără rugăciunea pe inima, legătura de cetate cu Tatăl, El n-a fi fost în voia ta. Cum zice, eu urlea, fac voia ta. Deci, nu mai fie compromis și dată legătură cu Tatăl. Și Duminica Doamne mai spune, este numită și Duminica Sfântului Victorie Palama, teologul energiilor necreate. Ce înseamnă asta? Că omul nu poate trăi decât cu Harul lui Dumnezeu. Omul se strânge să se roagă necetat, pentru că rugăciunea e respirația sufletului. Noi fără respirație nu putem trăi. Nici sufletul nostru nu poate trăi fără respirație.
dau fără rugăciune. Iar ceea ce ne smirăm în noi este Harul lui Dumnezeu. Fizic respirăm oxigen. Iar psihic sufletește spiritual. Respirăm Harul lui Dumnezeu. Energia lui Dumnezeu ne creăm. Și fără acest fapt, noi nu putem face nimic. Spuneam la această săptămână și cealaltă. E zeșilor noastre, la oameni. Străduiți-vă să dobândiți Harul lui Dumnezeu. Fără Harul, cu Harul lui Dumnezeu, viața este o fericire. Este o bucurie, este o stare de bine pe care o trăim făcând voia lui Dumnezeu. Fără Harul, suntem ca o mașină fără benzină, care are rost să te convingi 35 km la oră, dar ce efort trebuie să faci? Și nu mi-a stat de 5 sau 10 km la oră cu motociclete cu pedală. Nu o să tot merge. Dar când ai pus benzină și ai aprins motorul, Harul Dumnezeu poți să mergi cu 200 km de efort. Deci, noi nu putem trăi fără Harul Dumnezeu. Și Harul natural, care îl avem în suflet, adică ce duce noi, puterea firii, rânduiala firii, totul este de la Dumnezeu. Dar Harul, care ne-l dă Dumnezeu prin botez, prin Iisus Hristos, prin taină, este acest Har care ne face viața fericită și plăcută. Putem să facem bine, oricui, oricând, pe acest pământ, cum Dumnezeu trimite soarele peste bun și peste rău. Și lumina se îmbrățișează tot pământul cu aerul lui, cu lumina lui. Așa putem și noi să lăsăm această lumină, pe acest aer spiritual, care este Harul, această putere, să treacă prin noi și să se folosească și altă. Și de aceea ne s-a dat, iată, această duminică în rugăciunii necetate, duminica energiilor nucleare. Ei, astăzi ne apare în față crucea, crucea care este esența vieții creștine. Crucea este unirea cerului cu pământul, unirea lui Dumnezeu cu oamenii, unirea lui cerului cu cele pământești și este, dacă vreți, iubirea lui Dumnezeu răstignită. Crucea este simbolul iubirii Dumnezeiești care unește cerul cu pământul și îmbrățișează cu pământul răstignită de dragul nostru. De aceea, iată ce te pregătește în smerenie, rugăciune, încetată, creșterea noastră după obiceașă trebuie să fie până la iubire, până la cruce. Dacă vreți să înțelegeți, crucea este iubirea desăvârșită. Sau iubirea desăvârșită este crucea. Deci, prin rugăciune și post, dacă n-ai la iubirea desăvârșită, înseamnă că n-ai înaintea pe clară. N-ai doar început, dar n-ai terminat și n-ai ajuns la Dumnezeu. Când apare crucea în fața noastră, este exact cum l-am vedea pe Dumnezeu față către față. Deci, când vedem pe Dumnezeu față către față, vedem iubirea lui veșnică, focul lui veșnic, iubirea lui veșnică, care îmbrățișează tot pământul și care are orice răutate și mai ales iubirea care se jertfește din iubire pentru făpturile umane. Zice Mântuitorul, Monsenarie, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, în lumea aceasta, încât pe unicul să-L fie la dat, ca orice ce crede în El să nu piară, ci să aibă viața. Și precum Moise a lăsat șarpele în pustie și ne privea la acea șarpe, la ramă, pus cu un stâlp la o cruce, scăpa de moartea din urma mușcăturii cerurilor veninoși. Ei, tot așa, Domnul Iisus Hristos înalt pe cruce și cine privește la Iisus Hristos să vindecă de mușcătura șarpului, de mușcătura șarpului spiritual care este Satan, să întâlnește iubirea lui Dumnezeu. Și de aceea, întâlnirea aceasta noastră cu crucea,
este chiar întâlnirea cu Hristos. Deci când ne întâlnim cu crucea, ne întâlnim cu Iisus Hristos răstignit pe cruce de dragul nostru, cu Fiul lui Dumnezeu răstignit pe cruce de dragul nostru. Pentru că Iisus Hristos nu poate fi despărțit de cruce și crucea nu poate fi despărțită de Iisus Hristos. Crucea și Hristos, crucea este venită în viață, să identifică crucea venit în cer, cu care și să duce la cer. Hristos se așează pe cruce răstignit, zice Sfântul Părinte Teodat, ca și pe un tron al sare. Și bătut în cuie, ca și va fi pe tron, împărățește în zmerenie. Adică din zmerenie și din dragoste îmbrățișată pe toți oamenii, pe cruce și suferă pentru ei. Aceasta e adevărata împărățire, adevărata conducere. Și prin cruce se înalță până de-a dreapta Tatălui. Și El rămâne veșnic cu suferința crucii până la a doua venire. Veșnic cu mâinile și picioarele stăpuse, dar în același timp îmbrățișindu-ne cu dragoste și iertând păcatele noastre. Iertând celor care l-au schimbat, l-au văzut, l-au plin, l-au stăpus. Iartă-le, Părinte, că nu știu ce fac. Deci până la sfârșitul lumii, Domnul Iisus Hristos este în stare de șef, este în stare de răstignire pe cruce. Și în această stare care are pe cruce, deci El îmbrățește. De aceea sunt Apostolul Pavel spune, mie să nu fie amălăntat cu nimic în lumea aceasta, decât din crucea lui Hristos. Eu nu vreau să știu altceva în lumea aceasta, decât pe Iisus Hristos și pe Iisus Hristos răstignit pe cruce. Deci, iată, Iisus Hristos nu poate concepe altfel ca Dumnezeu, ca Domn și Dumnezeu, ca profet, ca mare Dumnezeu, decât răstignit pe cruce. Ei, acum El ne apare, iată, la Sfântatea Apostolului, ne întâmpină pe noi, pe drumul nostru spre El, drumul crucii noastre, ne întâmpină El răstignit pe cruce cu puterea crucii Lui. Din crucea Lui ies niște putere, ies o putere care a venit, ia pământul, a venit pe satana, puterea crucii a mântuit lumea. Și noi ne părășim și noi cu puterea Lui, și de aceea ne va trebui de Lui că Domnul Iisus ne cere o Evanghelie foarte scurtă, un text foarte scurt. Oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să-L urmeze pe mine. Că nu poate nimeni să meargă cu Hristos și să-L mântuiască cu Hristos, decât să meargă pe Duhul lui Hristos. Deci Hristos ne cere să meargă pe Duhul Lui. Pe drumul crucii, pe drumul răstignirii din iubire față de Dumnezeu și față de frața noastră, cum a făcut El. Dar nu ne cere înainte de a ne face, de a se răstigni El. El răstigni pe cruce fiind, El răstigni pe cruce, când stăm pe cruce ca control, bătut în mâine, El îmi zice, veniți după mine și luați-vă cruce și voi, oricine vrea să vină după mine. Să-și ia crucea, să-L urmeze în mine. Că cine vrea să-și câștige viața, dar nemergând pe care a crucii, nejertfindu-se din iubire, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, aparent, zice că-și pierde viața, cum să mă las pe răspundire pentru Hristos? Zice, lăsându-te o reînmătuire. Lăsându-te răspundire pentru Hristos, pe dragoste, te trezești și tu că înviezi împreună cu Hristos, în fericire. Noi, să știți, nu suntem făcuți să trăim pentru lumea aceasta. Și nu suntem făcuți să trăim în lumea aceasta. Oricum murim, mai devreme sau mai târziu. Totul este să murim în credință, să murim în iubire, dacă am putea, în iubirea lui Hristos, cea răspândită, și atunci să înviem cu Hristos, să trecem din moarte la viață. Pentru noi creștinii, crucea nu e o durere, nu e o suferință, nu e o tragedie. Pentru noi, crucea e o mare putere. Este forma prin care intrăm în puterea infinită, în iubirea infinită, în puterea care va veni veșnic. Intrăm și noi în împărăția veșnică prin cruce. Modalitatea aceasta de te răstigni iubire te propulsează la un nivel spiritual
care e pământul noastră, în care poți să mulți planetele, doar cu mână, așa cum vezi spirituale, sunt dincolo de cruce, prin răstrânire la Înviere. Ei, la această Duhială cu Iisus Hristos, iată prin crucea care ne apare astăzi, ne apare înaintea noastră. Deci, zice, cine vrea să-și câștige sufletul, să-l trebuie să moară pentru noi, pentru că vrând să-și păstrezi sufletul, poți să-ți împiezi. Și zice, dacă îți pierzi sufletul, este mai de preț din lumea întreagă. Toată lumea cea să mai pierde, este material, de la mată, din viață, aur, argint, dar nu valorează nimic în fața sufletului nemuritor, care este suflet din suflet lui Dumnezeu, care ne-a dat și care, prin care trăim veșnic în Împărăția Fericită. Și iată, de aceea, deci, după mergând pe care ați vedea, a făcut în cetate, astăzi ne întâlnim cu crucea. Și ce s-a răzbat cu crucea? A, îți luat și tu viața așa cum ți-o dă Dumnezeu. Adică cum Domnul Hristos, eu iubim pe toți, și care le-au rătut, și care le-au schimbat, care le-au culit, și care le-au răstrânit. Eu iubim pe toți cu Duhul mai bine la toți. Pentru iubirea ta, în Cerul Vecului, și iubirea Lui ca Fiul și Dumnezeu Vecului. Și am luat crucea aceasta și o cruce pentru toată umanitatea. Tot așa suntem chemați și noi să ne luăm crucea noastră, dar nimeni nu. Noi nu avem ocazia să iubim și să suferim pentru fața Lumei. Și pentru oamenii ca așa cum am lucrat, pentru oamenii așa. Noi îmi sunt suferit și noi poate să am luat crucea familiei noastre, celor din jurul nostru, fraților noștri, părinților noștri, copiilor noștri. Dar toți suntem chemați să ne luăm această cruce. Să luăm modul de viață în Hristos, aceasta înseamnă la crucea. Să-ți iei modul de viață, să te îmbraci în modul de viață în Hristos, să te îmbraci în iubirea lui Hristos, care se răzbunește cu bucurie, să lasă o mărâtă față de lumea aceasta cu bucurie, ca să învieze cu bucurie pentru slavă veche. Deci, aceasta este popasul care îl face cu Duminica a treia. Și noi avem această mare bucurie, că în urcușul nostru cu Domnicească, în viața noastră, iată ne apare și crucea lui Hristos, care este un izvor de putere inepuizabilă. Domnul Hristos, zice Sfântul Nicolae al Mântuitorului, că e singurul doctor din istoria lui, care a luat toate medicamentele amare pentru tot bolnavii de pe fața Pământului. Doctorul la urmă primește nu ia doctorul, medicamentul de la Antenimie, nu ce e medicament amar pentru noi, dar trebuie să ne ferice. Dar Domnul Hristos nu ne dă medicamente pe care le-a luat el înainte. El e singurul doctor din istoria lui, și care a luat medicamente mari pentru tot oamenii lumii. Și el a luat el medicamente. Deci s-a răspuns el întâi și cu dracu și de aceea el ne poate da să se vedea și ne spună, vreau și voi, că atâtea ta nu ne da, dar prin el de fapt va vindeca, prin el ajunge la iubirea care este și și iată, la această iubire suntem pe mașină, astăzi, prin crucea Domnului Hristos, să ne luăm și noi crucea noastră, să vii pe fapt, Thank you.